Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea. Astăzi la sfatul zilei un subiect de actualitate pentru apicultura din România și de ce nu pentru apicultura din toată lumea. Îl vom avea invitat pe Mihai Grama. De mult nu l-am mai avut pe Mihai în videourile noastre la sfatul zilei, așa că astăzi vom vorbi cu el despre infestarea târzie cu varroa jacobsoni sau varroa destructor, depinde fiecare ce varietate are în stup. Vom puncta situația actuală, e foarte important să punctăm puțin situația actuală. Pe urmă vom analiza care sunt cauzele care ne-au adus în această situație sau care ne fac să fim în această situație. Bineînțeles și ce avem de făcut. Astăzi sunt babysitter, așa că dacă se audă voci de copii în jurul meu, să știți că sunt cu puii după mine. În stupină, da, Cezar? Bun, haideți să intrăm ușor în subiect. Vă rog frumos, liniște, copii. Vă rog, da? Dar nu mă dea gel și floare. Perfect, dar vă rog liniște. Haideți să intrăm ușor în subiect. Ce se întâmplă cu varroa asta? De unde atâta varroa dacă noi am făcut tratamente în tot timpul anului? Sunt apicultori care au făcut tratamente tot timpul anului. Păi, dacă aplicăm un tratament corect, scăpăm de varroa din stupină cel puțin pentru o perioadă de timp. Un tratament corect înseamnă mai multe aplicări de diferite substanțe active sau una, două aplicări din alte substanțe active, alte produse. Totuși, în urmă cu o săptămână, adică la începutul lunii noiembrie, într-o vizită în stupină, am sesizat o infestare ușoară cu varroa. Am sesizat infestarea asta în urma unor aplicări, unui tratament aplicat în urmă cu aproximativ o lună. Este vorba de un produs care nu se găsește pe piața României, l-am adus din Turcia, special l-am adus pentru a-l testa, se numește Gold Varroa. Și, mă rog, în urma aplicării acestui tratament am văzut o grămadă de varroa căzuți. O grămadă pentru această perioadă înseamnă 10 paraziți, 10-15 paraziți pe stup. Cezar, te rog, du-te de acolo. Mergem puțin mai departe. În timpul săptămânii ăsteia l-am avut pe Grama la mine la depozit, care îmi cerea ajutor și spunea, măi, am nevoie de un tratament cu care să, un ultim tratament pentru a bine, pentru că am observat varroa în stup. Atenție, Mihai Grama a făcut tratamente tot timpul anului cu acid formic, a făcut câteva tratamente invazive la sfârșitul verii și, mă rog, începutul toamnei. Și uite, cu toate acestea, la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, și Grama se confruntă cu o astfel de situație. Mi-a cerut ajutorul, așa că l-am ajutat și pe el cu acest tratament. Haideți să îi dăm un telefon. Această întâlnire va fi telefonică cu el, nu de alta, dar suntem în plină pandemie 2020. Ce am făcut? Am învățat să purtăm masca. Da? Haideți să vedem dacă ne și răspunde. Alo. Ne-a și răspuns. Salutare, Mihai! Salut! Mihai, astăzi vreau să facem un video. Ai fost la mine în depozit săptămâna asta și mi-ai cerut ajutorul pentru un ultim tratament pentru varroa. Spune-mi, te rog, ce te-a determinat să faci acest tratament? De ce? De ce această nevoie? În primul rând, atâta timp cât există în stup o oarecare cantitate de puiți, chiar dacă să zicem cât e palma numai, la mățile tinere foarte târziu împerecheate, bine că a fost și cald, până săptămâna trecută am avut albine cu polen de afară. Așa e. Atâta timp cât există puiete în stup, nu dispare varroa cu siguranță, că nu există încă un tratament 100% eficient acolo unde ai cât de puțin puiet căpăcit. Exact. Asta e punctul 1 și punctul 2, atâta timp cât albina are activitate externă din stup. Deci chiar dacă sunt foarte puține flori, dar dacă albina zboară în exterior și aduce polen, clar că are posibilitatea să aducă și varroa. Te rog explică urmăritorilor noștri care este procedura prin care
albina aduce varul ăsta, adică vrea să-l aducă, merge și îl culege din floare? Nu, dar e foarte simplu, că există undeva în, la noi așa e natura terenului, mă rog, sunt păduri, sunt undeva un stup care nu știe nimeni de el, într-o scorbură, într-un horn, într-un zid de casă, mă rog, oriunde poate exista un stup. Și pe lângă orașe, și la țară, și la munte. Sigur. Există undeva un stup în mediul lui natural, care nu l-a tratat nimeni niciodată, și acolo îi, de fapt, o pepinieră de varoa. Și albinele alea, ca și ale mele, umblă peste tot prin flori. De pe aia se dă jos păduchele și așteaptă o nouă albină care îl duce... Îl colectează. Practic îl colectează, lăsat da, de altă albină, da. Îl colectează din floare, exact, și exact. Îl duce la noi în stupină, unde, mă rog, în stup, unde infestează unde, tot stupul, da? Da? Chiar dacă, de exemplu, acum nu mai ai puiet, la mățile mai bătrâne sau, mă rog, care nu au dat urte sau care... în zonele mai reci, au dispărut puietul de mult. Dar atâta timp cât albina zboară afară, că deci face un tratament în lipsa puietului total, să zicem, faci astăzi un tratament, cade păduchele, dacă mai zboară două săptămâni albina afară, peste două săptămâni mai faci un tratament și mai cade un păduche, 2, 3, 5, nu știu. Exact, exact. Deci asta e fenomenul și observațiile care le-am făcut eu de-a lungul timpului, în 30 de ani de apicultură. Vreau să te întreb, atâta timp, ai spus, atâta timp cât avem puiet, vom avea și populație de varoa, pentru că nu reușim da. Să exterminăm, practic, acest parazit, da? Nu reușim da. Să-l exterminăm decât în lipsa puietului. Păi, în Italia, uite, eu am și experiența lucrului în afară. De exemplu, în Italia exista o metodă bloco regina, deci se lua regina știi, și se bloca într-o cușcă, mă rog, chiar în perioada salcâmului, că aveai două fenomene. Unul, îți stopai instinctul de roire, deci când stupui la apogeu maxim, deci una ca ai producție bună de miere, și dispare tot puietul din stup și atunci exact tot ce prinzi prinse albină și îi tratamentul foarte, de cea mai mare eficiență pe care poate să o aibă tratamentul asupra varoa, vorbim pe timp de vară, în sezonul activ. Bun, acum haideți să ne concentrăm puțin, haideți să ne concentrăm puțin pe situația actuală, deci un ultim tratament, facem acum un ultim tratament și da. Vedem că încă pică varoa. Deci ori îl avem, facem o recapitulare, ori îl avem din cauză că încă avem puiet în stup, puiet căpăcit, da. De unde? De sub căpăcele s-ar putea. Din afară l-a adus, exact. treptat l-a adus. Există afară, posibilitatea? Există posibilitatea ca a dus varoa de afară și având puiet în stadiul larvar în stup în perioada aceasta, pentru că am văzut și la tine la da, un... niște poze. Așa. Există posibilitatea să avem varoa care să se multiplice, să se împerecheze? Da, și chiar dacă nu se mai multiplică, dar ăla supraviețuiește tot timpul iernii. Și încă ceva. Deci cu cât e perioada de iarnă mai lungă și perioada de inactivitate a măsii și lipsa puietului o perioadă mai îndelungată, cu atât varoa are foarte puține șanse să traverseze iarna. Uh-huh. Și cu cât avem puiet, toamna târziu, până foarte târziu, uite, suntem la jumătatea lui noiembrie, și încă mai avem puiet și deja din ianuarie, februarie încolo albina începe să ponteze din nou. Ponteze matca și da, deja și păduchele începe să se reproducă odată cu primele generații de albine. Așa da, e. Și de asta îmi spunea ăsta din Italia, la tipul la care lucram, zice, voi sunteți fortunati, sunteți norocoși că aveți o perioadă lungă senza la covata, deci o perioadă lungă fără puiet. La ei, de exemplu, în sudul țării, în Sicilia, Catania, zona crescătorilor de albine, nu prea se poate face chestia asta și alte metode. În zona din nord, spre Alpi, da, unde sunt munți, e o perioadă foarte lungă de inactivitate. Și chiar e bine să lăsăm stupii, că am văzut o tendință în ultima perioadă, unii iernează în spații închise, mă rog, și în spații protejate, să spunem.
Dar trebuie să lăsăm albina să se facă gem, să simtă sigur frigul. Acum, oricum, definitiv activitatea exact o anume perioadă de timp. Chiar face bine la să odihnească. Sigur, sigur. Acum, iernarea în spații închise se face cu diverse scopuri. Vom vorbi și despre asta cu cine iernează în spații închise, pentru că sunt apicultori care iernează și eu am iernat destul de mult în spații închise. Acum, după cum știi, le iernesc grămadă, dar afară. Da, deci dar le strâng grămadă, dar afară. Foarte, foarte important, până nu dă înghețul și pe timp de zi, cine mai poate interveni să pună o bandă fie cu Mavirol, fie cu ceva de contact, mai înțeles? Cu că știi ce? Eu mă uit azi în stup, dar eu mai am poate undeva la al 10-lea stup, să zicem, câteva sute de celule încă căpăcite și acolo practic există încă varoa, dar ăla care meclozonează peste 4-5 zile, o săptămână, când deja e foarte pic și eu nu mai umblu în sub, dacă are ceva, o bandă pe el de contact, fie mavric, fie, mă rog, ce se folosește astea prin benzi imprimate de cartoane sau de lemn cu diferite substanțe active. Asta eu cred că are eficientul cel mai bun și e de efect mai îndelungat. Deci nu-i numai acum, un barachet ce cade astăzi, nu. Lasă peste o săptămână, două, trei și face efectul. Și cine are funduri antivaroa, poate să verifice chestia asta la momentul când pui banda, cureți fundul la sub și verifici peste 3 zile, peste 10 zile, știi, și vezi în timp ce cade. Și ai cartea de vizită, ai o imagine asupra infestării și dacă există sau nu există păduche, că acum eu sunt convins că fiecare s-o străduit să-și pregătească familiile de iarnă cât mai bine. Vorbim de rezervele, trebuie să fie terminate de mult, administrarea de rezerve, dar acum ce se mai poate face? Ultimul tratament pentru varoa și cu asta se încheie sezonul ăsta apicol. Activitatea, da, cu asta se încheie activitatea în stupină. Deci, cu asta putem interveni acum, da? Deci cu ultim tratament. Da, la toată lumea, că chiar mai discutam și eu cu niște prieteni, ce, păi de două săptămâni eu ne-am pregătit albinile de iarnă, nu mai am treabă, nu-i chiar așa. Să mai facă o verificare și un sondaj. Ce pericol ar fi, Mihai, dacă, haide că se face întuneric și la noi, imediat nu ne mai vedem să ne filmăm, spune-mi ce pericol există, ne-ai spus, poate varoa să traverseze iarna, și ce dacă traversează iarna? Te rog, spune-le urmăritorilor noștri ce se întâmplă. Mai poate să existe, uite, am mai văzut cazuri la cei care au stupi orizontali sau, mă rog, am găsit și eu doi care mi-au trecut albina efectiv după diafragmă pe ramele care erau mai puțin pline cu miere sau aproape gole, dar erau mai negre, fiind mai cald. Am și înțeles. Trebuie să aibă foarte mare grijă. Dar asta, asta nu din cauza varoa, da? Nu. Vom discuta și de asta, despre asta, dar cu altă ocazie, într-o altă intervenție. Mihai, ce să zic, vreau să te mai întreb, ți-am dat niște benzi noi, să spun așa, nu le-a mai văzut nimeni până acum în România, Gold Varoa, le-ai aplicat? Gold Varoa, da. Le-am pus și sunt foarte curios să vedem efectul, în 2-3 zile o să fac și niște poze dacă pică ceva și super. Să vedem ce efect are. La prima vedere, nu știu, mirosava petrol când le-am deschis. A ceva miros, acum... Da, mă rog, era un miros de petrol, cum era la mai de mult gazul lampant. Și știu că bunicii mei îmi povesteau că pe timpul războiului, când aveau toată lumea păduchi, mă rog, nu era, era ceva absolut normal și ceva firesc. Alți păduchi? Cred că erau alți păduchi. Nu. Păduchii la oameni. Păduchii de oameni. Data asta, da, ăștia în cap, mă rog, și se spălau pe păr oamenii cu petrol. Știu că era... Care îndepărta păduchele, da. Bine. Acum, nu știu, și la varoa, e clar că are efect toată treaba, dar vom vorbi în următoarele, nu știu, câteva zile. Eu o să verific și o să văd că am funduri antivaroa. Acum, și în camion și la cei de pe jos din poliuretan,
și îi știu chiar exact unde am mărcile astea împerecheate foarte târziu, care... Încă au pontă, practic încă au pontă. Da. Deci e grav, e grav. Săptămâna trecută ou larve și căpăciți în toate stadiile. Da. E clar că acolo o mai existat pădu, chiar am văzut în vreo doi eu cu ochiul liber pe albina și am zis, domnule, nu se poate, nu-i las așa, trebuie să mai intervin cu un tratament. Chiar dacă... efect de mai lungă durată. Chiar dacă tu toată vara ai făcut tratamente. Am făcut cu acid formic cel puțin la un 3 săptămâni o tură. Și uite că chiar dacă ai făcut, chiar dacă ai făcut tot timpul anului, nu dispare, n-ai ce face. Nu dispare. Normal. Da. Toată lumea e convinsă de treaba asta și toată lumea își pune întrebări cum să facă să scape de păduche, atât vara, cât și toamna. Dar acum e momentul cel mai potrivit și cu eficacitatea cea mai mare exact. Păduchelui. Deci acum cade în proporție de 99%. Deci, și sfatul meu e cine știe undeva un stup, într-o scorbură, într-un perete la o casă. Să meargă să-l trateze. Să meargă să-i facă un marachet cel puțin. Exact. Și să-i face că, păi nu-l scos, nu poți să tai pomul să-l duci acasă. Dar fă-i un tratament acolo unde îi. Și ești sigur că va scăpa până la primăvară, dar ai scăpat albinile tale, practic, care ești în învecinatea lui. Exact. De infestare, exact. Asta îi distribuția la varoa și de asta nu putem scăpa de varoa niciodată, fiindcă există stufi în mediul natural foarte, foarte mult și acolo se perpetuează și... mă rog, nu ai control asupra lor. Bine, Mihai, la noi s-a făcut noapte, nu știu cum e la tine, dar la noi se face noapte. Nu ne mai vedem pe filmare, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Așteptăm pozele cu tratamentul ăsta. Sper că le-ai băgat, sper că le-ai introdus pentru ca albina să aibă contact cu ele. Deci la marginea... Le-am îndoit puțin și le-am băgat puțin și printre rame. Super. Super. Se pot agăța acestea. Da, chiar te rog să-mi faci niște poze. Atenție, albinele le vor roade de tot. Va rămâne un rumeguș, o să vezi pe fundul antivaroa, un rumeguș de hârtie căzut. Și în rumegușul ăla, să știi că vei găsi și în rumegușul ăla vei găsi varoa. Bine, Mihai, mulțumim foarte mult și cu altă ocazie. Mersi, salutare. Imediat. Asta a fost intervenția de azi. Mulțumim la Mihai pentru toate sfaturile care ni le-a dat. S-a făcut noapte și la noi și puii mei nu mai au răbdare. Ținem aproape, ne vedem mâine. Toate cele bune!